Atacantul Daniel Stan, achiziționat de antrenorul echipei CS Mioveni iarna trecută și dat afară în această vară, s-a întors la Mioveni, dar nu pentru a juca alături de galbenverzi, ci împotriva acestora. Acum atacantul face parte din formația CSM Râmnicu-Vâlcea și a jucat sâmbătă în meciul amical împotriva foștilor colegi. Pentru spectatorii din Mioveni a fost o adevărată surpriză să-l vadă din nou pe Stan pe stadionul roșenesc. Atacantul a fost transferat la echipa CS Mioveni în iarna trecută, dar nu a reușit să se facă remarcat, așa că tehnicianul Ionuț Popa a renunțat la el în această vară, la fel cum a făcut-o cu mulți alți colegi de-ai lui care nu au reușit să-l impresioneze. Acum Daniel Stan face parte din formația CSM Râmnicu-Vâlcea și a jucat sâmbătă împotriva fostei sale echipe CSM Mioveni, însă echipa lui Stan a ieșit în pierdere, deoarece galbenverzii au câștigat partida amicală cu scorul de 1-0 printr-un gol marcat în repriza a doua de Voicu. Dacă la CSM Mioveni atacantul nu a avut noroc, poate că la noua sa formație va avea șansa să strălucească.